Vlad, cu cine ai împărtășit prima oară vestea convocării la prima reprezentativă? Da, mi-aduc aminte foarte bine. Primul apel a fost către mama mea. Am sunat-o și i-am spus această veste. După eu mi-am sunat prietena și apoi mi-am sunat prietenii. Ai debutat la Under 21 la doar 17 ani, iar acum, la 23 de ani, ai ocazia de a bifa și prima selecție la prima reprezentativă. Privind înapoi, cum ai caracteriza acest parcurs al tău? Da, a fost un parcurs destul de greu, pentru că când am plecat în străinătate, 2 ani de zile am fost numai accidentat, dar mă bucur acum că am făcut pasul și sunt sănătos să fiu la echipa națională. Ești pe locul 4 în topul tinerilor jucători din Liga 1 cu cele mai multe minute în acest sezon. Care e rețeta pentru constanța ta? Cred că cei mai importanți factori sunt alimentația, odihna și să fii 100% la antrenament. Ai avut deja o experiență în străinătate la o vârstă fragedă, după cum spuneai. Cum te-ai schimbat în toată această perioadă? Cu ce lecții ai rămas după această experiență? Într-adevăr, am plecat la o vârstă fragedă, dar cred că m-a ajutat foarte mult acel transfer, pentru că consider că m-am maturizat din mai multe puncte de vedere. M-am întors în România și am văzut lucrurile altfel. Te simți acum pregătit pentru o nouă aventură la un club din străinătate? Sigur. Mă simt pregătit, dar gândul meu este să rămân la Craiova să câștig un titlu momentan. Dar nu se știe ce se poate întâmpla. Dacă o să se ivească ocazia să plec în străinătate, o să o fac. Ești prezent la Naționala Mare într-un moment important. Drumul spre Euro 2024 a început bine, cu 2 victorii. Cu ce se alătură Vlad Screciu acestui grup pentru a-și îndeplini obiectivul, calificarea la campionatul european? Ce aduce în plus? Important este să pun umărul alături de băieți, să ne calificăm mai departe. Asta este important pentru mine și pentru echipa națională. În 2021 spuneai că îți doresc să fii capitanul Universității Craiova și să ajungi la echipa națională. Iată, 2 ani mai târziu, putem spune că primești ceea ce dorești. Pe lista de dorințe este cumva și o calificare la Euro 2024? Da, sigur. Mi-am împlinit visul acela de a ajunge la echipa națională. Pentru mine este un vis împlinit să fac parte din acest grup, din această echipă și acum cu siguranță o să-mi pun în gând acest obiectiv, să ne calificăm mai departe. Ești unul dintre mijlocașii defensivi din lot, poți evolua și ca fundaș. Cum vezi tu această concurență de la echipa națională? Da, este o concurență destul de benefică pentru mine. Pot evolua și ca fundaș și ca mijlocaș. Pe postul unde o să fiu folosit, o să încerc să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Te simți pregătit pentru primele minute în tricoul echipei naționale în aceste 2 meciuri? Sigur, sunt foarte nerăbdător. Chiar mă gândeam cum o să fie. Am puține emoții, dar sunt emoții constructive și abia aștept. Te afli și în lotul lărgit pentru Euro 2023, Under 21, găzduit de țara noastră împreună cu Georgia. Bănuiesc că ești nerăbdător și pentru această experiență. Ce va însemna pentru această generație prezența la turneul final? Da, momentan gândul meu este la echipa națională, la aceste 2 meciuri. După o să mă duc la Under 21 și acolo vrem să facem o figură foarte bună, pentru că jucăm acasă, avem public în spate și gândul nostru cu siguranță o să fie să ne calificăm mai departe.